Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vom vorbi despre previziunile vedice pentru o perioadă considerată a fi specială, care începe cu ziua de 5 aprilie și se întinde pe următorul aproape un an, deoarece planeta Jupiter sau Marele Benefic, cum îi spunem noi, tranzitează vărsătorul într-o anume poziție astrală de du-te vino pe care o vom detalia în fiecare lună în parte. Și asta se traduce prin adevăruri, mai mult sau mai puțin digerabile pentru fiecare dintre noi. Astrologia vedică, care are niște calcule un pic diferite de astrologia occidentală, dă o mare importanță acestei perioade de timp, considerat eveniment, și de aceea vreau să vi-l detaliez astăzi. Pentru că foarte multe dintre previziunile lor controversate s-au adeverit. Știți că există o bătălie permanentă între astrologia occidentală și cea vedică. Fiecare are particularitățile sale. Dar mie îmi place să fiu echidistantă și să recunosc meritele fiecăreia. Înainte de a începe materialul propriu-zis, nu uitați că pe platforma Patreon v-am postat ca noutăți cele 42 de linii strămoșești și magie și farmece la îndemâna oricui. Să revenim acum la materialul nostru. Marele Benefic, cum mi se mai spune în astrologie lui Jupiter, este văzut ca energia folosită pentru dezvoltare, pentru creștere și explorare a unui scop mai înalt în viața noastră, adică de a provoca regulile existente în acest moment în societate. El reprezintă abilitatea de a stabili propriile limite, etice, morale sau legale, și de a dobândi un nivel mai înalt de înțelepciune, de educație, de putere și chiar de experiență. Această perioadă pe care o analizează astrologia vedică este cea când Jupiter este în vărsător, adică din 5 aprilie, și va sta așa până pe 15 septembrie, când se va întoarce în Capricorn pentru 2 luni, și apoi iar va intra în vărsător și va sta așa până în aprilie 2022. Aceasta este perioada lui Jupiter pe care o analizăm și este considerată a fi deosebită. Deci, cu o excepție mică de 2 luni, Jupiter va sta cam un an pe această poziție, sigur, împreună și cu alte planete. Când Marele Benefic este poziționat în vărsător, el este în peregrinaj, deoarece este pe semn de aer, și atunci totul va fi despre comunicare. Adică se produc o serie de lucruri frumoase, dar și destul de dure din anumite perspective. Jupiter în vărsător vorbește despre idei progresiste și scoate la iveală o serie de soluții alternative la problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Adică ne lărgim orizonturile, prin călătorii, prin filozofie și extinderea experiențelor vieții noastre până la ultima frontieră și chiar dincolo de ea. Jupiter ne face capabil de a ne dezvolta dincolo de granițele stabilite până acum, de normele familiale sau sociale, și ne ajută să ne dezvoltăm. El nu va încerca să ne forțeze să facem ceva împotriva voinței noastre, în schimb, cu toate mijlocele sale, va încerca să ne convingă să o facem. Jupiter promovează un sentiment de coerență interioară și atunci când lucrurile încep să se simtă bine, cum spunem noi, credința apare în mod natural. Chiar și atunci când ești departe de a-ți atinge obiectivele, chiar și atunci când parcă toată lumea merge împotriva ta, ei, vine Jupiter și îți dă această credință interioară că lucrurile se vor rezolva până la urmă. Ei, și ultimul, dar și cel mai important atribut al lui Jupiter este credința. Și nu vorbesc doar de cea religioasă, pentru că aici este mai mult decât o credință. Dacă a avea credință înseamnă pur și simplu să deții speranța că lucrurile vor ieși mai bine pentru tine, o credință este în principiu general care te ghidează în tot ceea ce faci. Este de fapt cea mai puternică forță din univers.
Pentru că convingerile noastre cuprind fie alegerile noastre religioase sau punctele noastre de vedere politice, de viață, chiar și stilul nostru de viață. Pentru că aceste credințe de fapt ne guvernează viețile, iar rezultatele și realizările noastre, cele care sunt date de planeta Saturn, sunt de fapt o consecință directă a acestor credințe date de Jupiter. Însă a avea credințe solide nu este suficient. Vine un moment în care trecem de la teorie, adică de la Jupiter, trecem la practică, la ce vrea Saturn. Și atunci ne asumăm niște riscuri. Și este sarcina lui Jupiter să ne conducă spre asta. La acest nivel nu știm încă dacă vom reuși și cum vom reuși. Dar vă spun eu că dacă nu încercăm, nu o să aflăm niciodată. Jupiter se mută în Vărsător, deci calitățile lui Jupiter pe care le-am descris mai sus, credință, creștere, vor urma practic agenda Vărsătorului. Deoarece Vărsătorul este un semn complex, un semn colectiv și asta nu este tocmai o sarcină ușoară. Vărsătorul, știți, este condus de Uranus. Vărsătorul este un semn fix aerian, deci caută rute și conexiuni fixe. Unde le caută? În spațiul posibilităților infinite, adică în aer. Vărsătorul are legături invizibile care ne ține conectați, pe toți. Practic ține societatea unită. Marele benefic te ajută, de exemplu, cum să zbori, la figurat, să spui da libertății. Este posibil să nu știți în acest moment cum să o faceți, dar veți găsi cu siguranță răspunsul de la Jupiter. Există un lucru de care putem fi siguri totuși. Promisiunea de libertate și de eliberare a Vărsătorului, care este ceva demn de urmat. Se spune că cei mai buni guru, învățători spirituali sau vindecători, s-au născut cu această poziție a lui Jupiter în Vărsător. Dar să nu uităm că au existat și evenimente tragice pe această poziție astrală și să ne amintim de cel de-al doilea război mondial. Este important să studiem gradele pe care pică Jupiter, dar acum nu avem timp pentru asta. O să vă spun doar că dacă Jupiter este la grad mic, adică între 23 mai și 23 iulie, atunci cu siguranță că vom avea violențe mai mari decât de obicei pe scară internațională. Violențele vor fi cam tot anul de care vorbim noi. Ele vor fi de natură emoțională. Dar când Jupiter va fi staționar, adică la 7-8 grade, și va interacționa cu Luna la aceleași grade, tot în Vărsător, va fi un aspect greu pe casa a treia comunicării. Și asta înseamnă că adevărurile vor ieși la iveală, practic vor exploda. Și aceste adevăruri vor schimba lumea definitiv, o să vedeți. Lideri mari ai lumii se vor răsuci în atitudine. Vom auzi și despre moartea unei persoane cu putere mare în această lume. Și una peste alta va fi o zguduire a lumii noastre. Ceva major este pe cale să se întâmple cu Jupiter staționar pe această poziție. Fie pe partea de sănătate publică, fie pe secrete nedezvăluite până acum. Nu știu, ceva mare, cum ar fi, de exemplu, adevărul despre ființele extraterestre. Și multe altele la care nici nu ne-am gândit. Și, practic, totul va fi spus pe șleau. Cea mai sensibilă poziție a lui Jupiter va fi pe zona Statelor Unite, pentru că Statele Unite este țara în care Luna este chiar pe harta sa astrală la 7-8 grade. Adică de acolo va veni valul de adevăruri și de evenimente explozive. Deci fiți pregătiți, dragii mei, pentru dezvăluirile secolului aduse de dragul de Jupiter. Dacă vrei să știți ce va aduce Jupiter pentru fiecare persoană în parte, deoarece el are nevoie de aproximativ 12 ani care să treacă prin toate zodiile, atunci mergeți un pic cu mintea înapoi și gândiți-vă ce vi s-a întâmplat cam prin 2010, pentru că va fi ceva asemănător, sigur, nu identic, asemănător. Sigur că dacă vă cunoașteți astrograma natală, veți avea
mult mai multe informații despre ce o să se întâmple la nivel personal. Și mai este un aspect despre care vreau să vă spun în perioada jumătatea lui mai, jumătatea lui iulie, și anume perioada denumită de astrologia vedică și cei 100 de vindecători sau ochiul lui Dumnezeu. Când vor fi niște descoperiri uluitoare pe partea de sănătate și pe partea de cucerire a spațiului, a cerului. Invențiile vor ieși la iveală. Invenții despre timp, despre citirea viitorului. Adică, unii dintre voi nici nu veți putea percepe ce a fost ținut secret atât de mult. Și cum vi se va arăta asta? Ignoranța trebuie să fie dată la spate și verbul eu știu trebuie să fie pe buzele tuturor. Asta vrea Jupiter. Adică nu verbul eu cred sau eu simt sau eu văd, ci doar eu știu, dragii mei. Așa că fiți pregătiți, prietenii mei, pentru că Jupiter ne va aduce lucruri neștiute până acum, dar pe care probabil noi le așteptam. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube pentru a primi automat toate noutățile și să rămânem deschiși la minte și la suflet pentru schimbările ce vor veni. Vă pup!